Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Tot pământul să te adore și să-ți cânte ție, Dumnezeule, să cânte numele Tău, Dumnezeule preanalt. Lăudat să fie Iisus Hristos. Celebrăm cu bucurie jertfa Sfintei Liturghii în această a doua duminică de peste an. Ne unim astăzi într-un chip deosebit în această duminică cu Sfântul Părinte Papa Francisc, toți episcopii, preoții și mai ales cu cei care se ocupă de poporul plecat în migrație, pentru ca să rugăm pe Dumnezeu să însoțească pe cei care sunt plecați în diferite părți ale lumii și de la noi, celebrând a 100-a zi mondială de rugăciuni pentru migranți și de însoțirea lor în acest drum prin viață. În al doilea rând, ne unim cu toți cei care în această binecuvântată săptămână de rugăciuni pentru unitatea creștinilor se adună și se roagă pentru ca toți să fie una, după cum însuși Iisus Hristos s-a rugat și dorește. Ne unim cu toți cei care astăzi sunt în comuniune cu noi prin intermediul internetului, formând astfel de aici, din întreaga lume, unde sunt credincioșii noștri, o singură familie. Îi cerem acum lui Dumnezeu să ne binecuvânteze la începutul acestei sfinte liturghii cu apa sfințită, ca astfel noi, cu suflet curat, să putem aduce laudă lui Dumnezeu și să putem celebra cu vrednicie sfintele taine. Dumnezeule atotputernic, Tu ai creat apa ca să fie izvor de viață și de curățire și ai orânduit ca prin ea să fie purificate și sufletele și să primească darul vieții veșnice. Te rugăm, binecuvântează această apă cu care voim să fim întăriți astăzi în această zi închinată ție. Reînnoiește în noi zborul viu al harului Tău, prin ea să fim apărați de orice rău sufletesc și trupesc, ca să ne putem apropia de Tine cu inimi curate și să ne învrednicim de mântuirea veșnică prin Hristos Domnul nostru. Thank you.
Dumnezeu Atotputernicul, să ne curățe de păcate și ajutându-ne să celebrăm cu credință Sfânta Liturghie, să ne învrednicească la parte la masa împărăției sale. Gloria in excelsis Deo. Să ne rugăm, Dumnezeule atotputernic și veșnic, care stăpânești toate câte sunt pe pământ și în cer, ascultă cu bunătate rugăciunile poporului tău și dăruiește timpurilor noastre pacea ta. În Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din cartea profetului Isaia. Domnul mi-a spus, tu ești slujitorul meu, Israel, în tine mă voi glorifica. Acum, așa vorbește Domnul, Cel care m-a plăsmuit în sânul mamei, ca să fiu slujitorul Lui, ca să-L întorc pe Iacob și să-L adun pe Israel. De aceea am fost prețuit în ochii Domnului și Dumnezeul meu este puterea mea. El zice, este puțin să fii slujitorul meu, ca să ridici triburile lui Iacob și să-i aduci înapoi pe cei rămași ai lui Israel? Te-am pus lumină pentru popoare, ca să fie mântuirea mea până la marginile pământului. Cuvântul Domnului. Iată vin, Doamne, ca să fac voința Ta. Dor
l-am așteptat pe Domnul, iar El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătul. El a pus în gura mea un cântec nou, un imn de laudă pentru Dumnezeul nostru. Jertfă și ofrandă Tu nu dorești, Tu mi-ai deschis urechile. Nu cer nici arderi de tot, nici jertfă pentru păcat. Atunci am zis, iată vin. În sulul cărții este scris despre mine, ca să fac voința Ta, Dumnezeul meu, aceasta o doresc, legea Ta este în adâncul inimii mele. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Eu, Paul, chemat să fie apostol al lui Hristos Iisus, prin voința lui Dumnezeu, și fratele Sostene, către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, celor care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie sfinți, împreună cu toți cei care invocă în orice loc numele Domnului nostru Iisus Hristos, Domnul lor și al nostru, har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Cuvântul Domnului. Venind la el și i-a zis, iată-l pe mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta este cel despre care am scris. După mine vine un bărbat care este înaintea mea, pentru că era mai înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar am venit să botez cu apă, ca prin aceasta el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan a dat mărturie spunând, am văzut Duhul coborând ca un porumbel din cer
și a rămas deasupra lui. Eu nu-l cunoșteam, însă cel care m-a trimis să botez cu apă, el mi-a zis: acela deasupra căruia vei vedea Duhul, coborând și rămânând peste el, el este cel care botează în Duhul Sfânt. Eu am văzut și am dat mărturie: acesta este Fiul lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Preasfințite, iubiți credincioși, încep cu o întrebare. Dumneavoastră, de unde ați aflat despre Iisus Hristos? Cum ați devenit creștini? Cum ați primit credința? Să spuneți că prin botez. Bine, dar credința pe care o cunoașteți, pe care o trăiți? Răspunsul este simplu, o să spuneți că de la mama, de la tata, de la părintele paroh. Bine, mergem mai departe, dar ei de unde au aflat? O să spuneți tot așa, de la părinții lor. Și tot așa mergem în istorie până ajungem la Iisus Hristos. Și iată că noi azi constatăm că sunt 2000 de ani de când vestea creștină, vestea despre Iisus, despre realitatea și dumnezeirea sa, se perpetuează din vorbă în vorbă. Fiecare am primit de la un martor, fiecare am primit-o prin mărturie. Așa cum ați văzut și în Evanghelie, de două ori apare acest cuvânt foarte frumos, de fapt, și cred eu, esențial în viața creștină. Eu am văzut și am dat mărturie, spune Sfântul Ioan Botezătorul. Tocmai de aceea, creștinismul nu este o știință exactă. Am luat microscopul și am descoperit creștinismul, sau am luat cine știe ce instrumente de măsură sau de calcul. Nu, pentru că este o știință istorică. Și istoria totdeauna se perpetuează prin mărturiile martorilor, a celor care au văzut. Așa că credința este o știință prin mărturie. Și de fapt, dacă ne uităm bine, avem încă din momentul nașterii lui Iisus Hristos pe acest pământ martori. Diferiți martori, foarte diferiți. Și totuși, toți dau același lucru. Cel născut în Ieslea din Betleem este Fiul lui Dumnezeu. Au spus-o îngerii, au spus-o păstorii prin prezența lor, au spus-o magii prin darurile lor și drumul lor. Au spus-o mai departe Sfântul Ștefan, care moare pentru acest copil, o spun evangheliștii, Ioan inclusiv, o spune însăși Maica Domnului și cu Sfântul Iosif, o spune întreaga Sfântă Scriptură, o spune vocea Tatălui de duminica trecută de la botez asupra Iordanului: acesta este Fiul meu prea iubit. O mărturie foarte autorizată. Iar astăzi, din nou, Ioan Botezătorul, cel care ne-a fost tovarăș de drum în Advent, iarăși spune: eu am văzut și am dat mărturie, pentru că Dumnezeu mi-a spus, acela asupra căruia va coborî Duhul Sfânt sub formă de porumbel, acela este Fiul meu, acela este cel care trebuie să boteze. Iată așadar, vorbim despre mărturie. Dar foarte important este martorul, cât de credibil este. Totdeauna ne gândim că cineva când ne spune ceva, îl credem sau nu-l credem? Este vrednic de crezare sau nu? Să facem o scurtă paranteză, dacă vreți. Să ne imaginăm un om din Africa. N-a văzut în viața lui gheață. Niciodată. Nu știe ce e gheață. Acolo e numai cald, apa dacă se evaporă, dar nimic. Vine eu din Europa și îi spun, n-a văzut nici televizor, vine eu din Europa și îi spun, știi, apa
se poate face așa de tare încât mergi pe ea, încât poți să spargi capul, încât este mai tare ca piatra. El va spune, imposibil, apa. Cine nu știe ce e apa? Cum se facă tare? Cum se facă gheață, cum spui tu? În cel de urmă, eu îi voi explica ce înseamnă scăderea temperaturii și am să aduc câteva argumente. El în cele din urmă cred că va spune așa. Nu pot să-mi imaginez ce spui tu, dar pentru că tu ești vrednic de crezare, cred. Și am să spun și altora. Cam așa este și cu credința. Iată că de 2000 de ani sunt oameni foarte credibili pe fața Pământului care vorbesc permanent despre Hristos. Oameni care au murit pentru asta și sunt cei mai vrednici de crezare. Oameni care își jertfesc viața pentru Hristos. Foarte vrednici de crezare. Misionari care își părăsesc țara lor și merg departe. Vrednici pentru că văd că oamenii aceștia de fapt pun suflet, dau totul pentru ca vestea aceasta pe care o mărturisesc sau despre care dau mărturie să fie aflată de toți. Iată de ce astăzi mă întreb și eu, ne întrebăm toți, cât de credibili suntem. Am auzit de multe ori părinți care spun, părinte, nu știu, eu sunt, vin la biserică, fac ce fac, eu sunt, cred că sunt credincios, dar copiii mei nu prea. Nu știu ce să le fac. Acestor părinți, prima întrebare care le-aș pune eu, cred că, le-aș spune, nu cred că mărturia și viața dumneavoastră au fost foarte credibile. Mă tem că de multe ori a fost un fel de prefăcătorie, un fel de înșelare a conștiinței, un fel de program pe care l-am respectat, dar fără o convingere care să vorbească și să devină credibilă copiilor. Și cred că aici este una dintre probleme care ar trebui și mai bine puse. De aceea spun, părinții devin martori pentru credința copiilor lor. Sigur, și preoții și toți avem această responsabilitate, dar prima dată cred că părinții trebuie să fie foarte credibili când le vorbesc despre Hristos. Și pentru că am ajuns la cuvântul credibilitate, trec puțin mai departe. Creștinismul de azi, dumneavoastră credeți că este credibil? Dacă un musulman, să zicem, ar vedea creștinii care sunt divizați în 100 și nu știu câte biserici, primul lucru care l-ar spune, un necreștin ar spune, voi vorbiți despre Hristos? Da, toți, toți. Despre același Hristos? Același Hristos. Și atunci de ce nu sunteți împreună în această mărturie? De aceea, ca o concluzie, aș spune azi, mai mult decât în alte secole poate, într-o lume care caută răspunsuri și mai ales poate îl caută pe Hristos, creștinii ar trebui să fie împreună în această mărturie. De aceea, unitatea creștinilor, nu pentru altceva, poate și pentru altceva, pentru că e dorința lui Iisus, dar în primul rând ar trebui să fie urgentă pentru mărturie comună. Dumneavoastră observați că se spune că numărul musulmanelor a depășit numărul creștinilor sau îl va depăși curând. De ce oare? Pentru că noi încă n-am ajuns, din păcate, nu știu cine, spun noi, toți, avem o vină probabil, n-am ajuns să spunem toți, să ieșim pe aceeași scenă a lumii, la același microfon comun, unul singur, să spunem, oameni buni, Iisus Hristos este totul pentru omenire. Iisus Hristos salvează. Iisus Hristos mântuiește. Să spun la toți. La necreștini mă refer, nu? Dar noi nu putem, din păcate. Pentru că unul are un microfon, altul are alt microfon, unul are un altar, altul are alt altar și tot așa. De aceea eu lansez și vreau și spun la toată lumea, e necesar mai mult ca oricând în fața unei lumi care îl caută pe Hristos, o mărturie comună, o mărturie împreună, o mărturie credibilă. Mergem mai departe. Tot credibilitatea sau mărturia pe care o dăm noi astăzi, lumii întregi, prin migrarea care are loc, de asemenea, poate fi foarte importantă. Am cunoscut o persoană din Bacău, care a mers în Italia, lucrează acolo de 10 ani și a convertit 3 persoane care nu mergeau niciodată la biserică. M-am bucurat de această mărturie a sa, dar e o femeie foarte puternică, o femeie foarte pe poziție și când spune ceva despre credința ei catolică, o spune cu toată ființa. 3 persoane, una chiar era foarte ateistă și împotriva bisericii. Azi merge în fiecare zi la Sfânta Împărtășanie. Și am ajuns la acest subiect, al migrației, mă opresc puțin pentru că este ziua migrantului azi.
Papa Ioan Paul al II-lea, așa cum scrie și preasfințitul în mesajul său, spunea că migrația este un dar. Noi, pe de altă parte, am lăcrimat și lăcrimăm de multe ori când auzim despre migranți, oameni care pleacă. Ne pleacă părinți, ne pleacă copii, ne pleacă cei dragi. Dar reflectând asupra acestui subiect în această zi și ieri și azi, m-am întrebat, oare lumea nu prin definiția este una migrantă? Sau nu este ceva normal, firesc, natural? Dar poate este o chemare. Și mă gândesc, pornind de la Abraham, când Dumnezeu, ca să îi dea misiunea pe care o va avea, îi spune, ieși din țara ta. Și Abraham este primul migrant. Iese din Urul Caldei, vine drum lung până în Canaan, pe malul Iordanului, pentru a primi de la Dumnezeu misiunea pe care o va avea. Și aș spune că toată lumea parcă este migrantă. Facem o altă paranteză acum. Dintre dumneavoastră, toți știți, cât suntem acum în biserică? Cât ne-am născut în Iași? Nu știu, puțin. Sau dacă nu noi, cel puțin părinții noștri tot au venit de undeva. Deci comunitatea din Iași, ca să luăm cel mai simplu exemplu, este una a migranților. Toți am venit de la Preasfințitul care vine din alt sat, la Iași, și eu și toți am venit din alte părți. Altă paralelă. M-am uitat prin registrul anului 1900. Registrul botezat, cununat, aici a venit cineva și am făcut o privire prin registre. În anul 1900 erau foarte puține nume românești. Deci, aici la Iași au venit din altă parte. Deci suntem, iată, oameni migranți sau copii de migranți sau oameni care am ieșit din casa noastră din diferite motive. Nu știm motivele, așa este viața, dar suntem migranți. Adică este o stare de fapt, aproape încep să mă gândesc. Apoi, apostolii toți au fost migranți, au mers în alte părți, până la Roma, au ieșit din țara lor. Evreii au fost migranți și înainte, în Egipt, dar și după aceea când s-au risipit în toată lumea. Evreii din Iași, acum iarăși nu mai sunt aici, au plecat în altă parte. Mă refer la toți misionarii care au plecat în toată lumea. Au plecat din țara lor, stare de fapt. Mă gândesc apoi la, cum spunea și Papa Ioan Paul al II-lea, el însuși un migrant a plecat din Polonia pentru a fi la Vatican. Actualul Sfânt Părinte este dintr-o familie de migranți. Așa cum știți, la începutul secolului 20, părinții lui au plecat din Torino, din Piemonte, spre Argentina. Toată America, nu știu câți americani sunt de rădăcină americană, nu toți sunt europeni. Deci iată, lumea aceasta este o lume care se mișcă tot timpul. Este o lume dinamică. De aceea încep să spun că nu mai este chiar așa de trist că lumea circulă. Este o stare de fapt, o stare de normalitate. Dar chiar în, și cu aceasta închei, Papa Francisc povestea odată despre mătușa lui care a plecat din Italia. Era cam frig în Italia, e adevărat, și a luat o blană mare de vulpe și a plecat cu vaporul multe zile până a ajuns în Argentina. Când a ajuns acolo, după multe peripeții, era foarte cald și ea își păstra încă blana de vulpe pe ea, nu o dezbrăca nicicum. Toată lumea transpira, toată lumea nu mai putea, dar ea tot cu blana pe ea. Și se întreba la un moment dat, de ce nu se mai dezbracă, de ce acceptă să transpire, la care Papa spune, mătușa mea avea în căptușala blănei sale toată averea, banii obținuți din vânzarea casei și nu se îndura ca nu cumva să piardă banii. Și spune Papa, au fost foarte grele momentele în care noi, părinții noștri și rudele noastre, au ajuns în Argentina. Și așa aș putea spune că greutățile migrației există și dumneavoastră le știți bine, știți ce înseamnă depărtarea de țară, ați auzit de la copii, ați auzit de la părinți, probabil, dar fapt este că noi azi, de fapt, vrem să conștientizăm că suntem una, împreună în aceeași biserică și ne bucurăm mai ales atunci când auzim că chiar dacă au mers departe, rămân creștini buni, rămân creștini autentici, rămân creștini care ne fac nouă mare cinste. Iată așadar, astăzi rugăciunea noastră are două aspecte. Mai întâi de a fi buni martori pentru unitatea bisericii
și rugăciune, de comuniune și de punte cu toți cei plecați dincolo sau în alte țări, pe tot mapamondul. De fapt, așa e de mică lumea astăzi, încât toți putem spune că suntem împreună pe același pământ. Dar mai important este că conștientizăm că noi înșine, în mersul vieții noastre, suntem într-o permanentă mișcare. Dar ce bine ar fi ca această mișcare permanentă noastră să ne ducă către Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus Hristos! Dar acum, pentru că trebuie să fim una, așa cum vrea Hristos, și să facem parte din aceeași familie, cum ne-a spus Părintele Paro, împreună să ne mărturisim aceeași credință, spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veci. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer, s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi, Spon și Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, și-a de-dreptat Tatăl, și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred într-un Domnul și de viață Dătător, care de la Tatăl și de la Fiul furcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața viacului ce va veni. Amin. Fraților preiubiți, înainte de a împlini jertfa crucii, Domnul nostru Iisus Hristos s-a rugat ca toți să fie una, așa cum El și cu Tatăl una sunt. Să rugăm și noi, într-o inimă și într-un cuget, pentru unirea noastră în credință cu toți creștinii de pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul iubirii și al păcii, binevoiește a tămădui biserica trupul tău mistic de rănile oricărei dezbinări. Binevoiește a face ca toți ucenicii tăi să fie una, astfel ca unitatea noastră să dea mărturii adevărului și iubirii tale. Ascultă-ne! Binevoiește a ne da iubire și înțelegere față de frații despărțiți. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește-a întărind toți creștinii în crederea în învățătura și conducerea bisericii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește-a ne ierta toate greșelile săvârșite împotriva unității și a bunei înțelegere dintre oameni.
aceștia îi primi în împărăția cerească pe toți aceia care au murit cu credință în tine. Așa cum din spicele de grâu adunate de pe câmpii și din babele de struguri culese de pe dealuri s-a făcut o singură pâine și un singur vin, care au fost aduse înaintea ta, Părinte Ceresc, tot astfel te rugăm să aduni biserica ta din toate colțurile lumii și să o faci una în credință și iubire. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Tăruiește-ne, te rugăm, Doamne, harul să luăm parte cu vrednicie la aceste taine, pentru că ori de câte ori se celebrează memorialul acestei jertfe, se împlinește lucrarea răscumpărării noastre prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi.
smerenii și drept de cuvință și mântuit de lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul timpului și al istoriei, Tu l-ai plăzmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile. Pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a te preamări și a-ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, te laudă într-un singur glas cântând cu bucurie. Și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numele Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu milință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o, și-a dat-o ucenicilor săi, zicând, luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cine luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând, luați și beți din acesta toți. Acesta este pătirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea.
Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Ne rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, Episcopul Auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care a adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți spre tutinde. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde rădăjduim să ne bucurăm și noi de-a purul de mărirea Ta împreună cu ei. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot bine. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată, tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea vecii vecilor. Demnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, și ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnește în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea.
Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul.
Să ne rugăm. Revarsă asupra noastră, Doamne, Duhul Tău de iubire, pentru ca hrăniți din unica pâine cerească să fim o singură inimă și un singur suflet în slujirea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Începând de aseară, toată această săptămână care urmează este dedicată rugăciunilor pentru unitatea creștinilor. S-a stabilit un program pentru această săptămână. Din nefericire, nu și în bisericile ortodoxe, ne vom întâlni doar în bisericile noastre catolice din Iași, după următorul program. În seara aceasta, la ora 5, deci în fiecare seară va fi la ora 5, în seara aceasta la Capela Surorilor Providenței, la grădiniță, luni, la Biserica Sfânta Tereza, marți, la Biserica Sfântul Anton, miercuri, la Capela Fraților Școlilor Creștine, joi, la Capela Mănăstirii Don Orione din Păcurari, vineri, la Centrul Caritas de pe strada Sărăriei, iar încheierea va fi sâmbăta viitoare, 25 ianuarie, în Catedrala noastră. Vă așteptăm pe toți, pe cât mai mulți, pentru că, repet, trebuie să ne rugăm și este singurul lucru pe care îl putem face corect și bine și cu rost și împreună pentru unitatea creștină. Așa că vă așteptăm în fiecare seară la ora 5 la aceste celebrări. Cinciile voastre, dragi frați și surori în Hristos, vă rog să rămâneți încă o clipă. Gândul nostru astăzi s-a îndreptat și se îndreaptă spre Sfântul Părinte și pe toți episcopii și preoții care se ocupă, se îngrijesc și slujesc pe cei care se află în migrație. Ne îndreptăm acum cu sentiment de mare prețuire către toți cei care sunt uniți cu noi în spirit, dar și prin intermediul internetului. Sfântul Părinte Papa a trimis un mesaj la cei 100 de ani de când lumea se îndreaptă mereu împreună spre acest fenomen, căutând soluțiile cele mai bune, prin care îi cheamă pe toți la cultura întâlnirii, la acea disponibilitate de a-i primi pe toți ca și frați, de a-i sluji. Și gândul nostru se îndreaptă către toți și sigur că în îndemnul nostru, așa cum Sfântul Părinte ne îndeamnă și cum nouă ne revine datoria, ne poartă spre cei care sunt ai noștri. Sunt uniți cu noi și noi suntem uniți cu ei. În credința noastră, în sentimentele noastre, în tradițiile noastre. Sigur că este o bucurie pentru noi ca să-i vedem deseori și să-i întâlnim îndreptându-se spre noi, iar noi să ne îndreptăm spre ei. În acest sens, suntem bucuroși frații și surorile noastre care sunt în migrație, deși au atâtea de suferit, ei reprezintă un dar, cum spunem noi în acest îndemn, un dar pentru ceilalți, primind și de la ei multe daruri. Și suntem bucuroși să subliniem că cei mai mulți dintre frații noștri, credincioșii noștri, din dieceza noastră, au această bucurie a trăirii sentimentelor lor de acasă și sunt uniți cu noi. Sigur că mulțumim bisericii din întreaga lume, întâi părinte, episcopilor și sigur preoților și credincioșilor care au știut și știu să deschidă nu numai poarta casei sau a bisericii, ci poarta inimii pentru a-i primi, pentru a-i prețui
și pentru a forma împreună o familie umană și creștină. Suntem bucuroși să spunem că în atâtea locuri credincioșii noștri se simt uniți între ei, făcând împreună cu credincioșii unde sunt o familie, dar mai ales sunt uniți cu noi. Azi, în Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului, gândul nostru se îndreaptă spre ei, spre preoții care își duc traiul în afara granițelor. Îi asigurăm pe toți de rugăciunea și grija noastră, cerându-le să nu uite niciodată credința și tradiția primită pe aceste meleaguri ale Moldovei. Pe preoții, persoanele consacrate și credincioșii noștri de aici, de acasă, îi invităm la o rugăciune specială în această zi pentru a păstra o permanentă comuniune fraternă cu toți cei plecați mai departe. Tuturor fraților și surorilor noastre care se află în emigrație, le spunem curaj în toate. Prin credința în Hristos, care însoțește pretutindeni, că cel este Emanuel, Domnul istoriei, care a venit la noi ca unul care a migrat și care s-a întors acasă, care s-a făcut trup, care a cunoscut și el migrația pe acest pământ, s-a făcut solidar cu noi și dorește să rămână cu fiii oamenilor. Fie ca Maica Domnului, Maica lui Iisus, care a trăit și a experiența emigrației prin fuga în Egipt, să-i ocrotească și să-i susțină pe calea binelui pe toți frații noștri care fac această nouă și dureroasă experiență. Gândul nostru continuă mai departe, așa cum ne-a spus și Părintele, la frații și surorile noastre care în această săptămână țin să se unească împreună în spirit și în rugăciune pentru a dobândi de la Dumnezeu darul unității, pentru a înțelege ce însemnează o familie umană, o familie creștină, pentru a înțelege că Iisus Hristos nu este despărțit, cum ne spune Apostolul Paul. Oare este Hristos despărțit? Este unul și mereu trebuie să fie cel care ne unește, iar noi cu el. Cu dorința noastră de binecuvântare cerească și cu îmbrățișarea noastră, le spunem tuturor curaj și bucurie. Domnul este cu noi, iar noi suntem cu ei. Și acum ne plecăm fruntea pentru a primi binecuvântarea, care să continuăm a iubi și a ne ruga pentru ca tot să fie una. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să binecuvânteze Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim.